Laurențiu Ciurel, managerul complexului energetic Oltenia, este decis să depună o plângere la CSM împotriva magistratului. Am încercat să iau o ordonanță prezidențială de evacuare. Că dumneavoastră, dacă vă duceți acasă și găsiți pe cineva în apartamentul dumneavoastră după ce veniți din concediu, și mă, nu mă buc să mă tai cu ăla, că cine știe, poate scoate pistolul și mă împușcă sau eu știu ce, fac scandal pe acolo. Mă duc la poliție sau la tribunal, asta am făcut și eu. Dați-mi, domnule, uite, stă cineva la mine în casă, nu are niciun act, niciun contract. Și un om... Da, am trecut să... Da. Și un domn judecător zice, nu, domne, și la de ce să fac? Lăsați-i și pe ei acolo, mai lăsați un pic. Luați-o așa cum trebuie, pe cale judecătorească. E, domnul acela, nu mai știu cum îl cheamă, l-aveam notat pe jos, oricum vă anunț că fac o plângere la CSM pentru asta. Lupulescu. Clădirea aflată pe malul lacului Debarcader este ocupată de către televiziunile la care sindicatele conduse de Marin Condescu și firmele interpușilor acestuia sunt acționare, precum și de alte societăți comerciale care nu au legătură cu CEO. Clădirea este folosită, susține conducerea CEO, de aproximativ 2 ani, fără niciun contract de închiriere. Utilitățile, dar și paza sunt asigurate de către complex. Nu există contract, deci oamenii aia stau acolo fără nicio formă. N-au absolut nicio... Sunt intrați, lăsați de Trotea să intre în 2011. A fost un contract de închiriere care a durat o lună. Domnul președinte Condescu, am actele jos, a cerut suspendarea acestui contract. Am obligația să îmi păzesc bunurile. Adică dacă peste... Păzesc din moment ce dumneavoastră nu aveți acces acolo. Păi dacă o găsesc devastată, clădirea respectivă, că le trece prin cap când pleacă de acolo să plece cu tot cu pereți, sunt paznici acolo care, deci este obligație în lege, este un bun al meu pe care trebuie să mi-l păzesc. La finalizarea procesului care se află pe rolul instanței de judecată, conducerea CEO va încerca să recupereze contravaloarea chiriei pe perioada în care clădirea a fost folosită. Trebuie să o cer cuiva. Ăloia care probabil... Da. Păi, v-am spus, peste 200 de milioane pe lună. Cu utilități, cu tot? Da, tot ce înseamnă acolo. Consum electric, apă, gunoi, pază. Am un post de pază și noaptea. Numele judecătorului Petrișor Constantin Lupulescu a apărut în toată presa în urmă cu 7 ani, după ce acesta a reușit performanța să primească nota 1 la proba scrisă pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al instanței de judecată. Acesta a luat cea mai mică notă dintre toți magistrații din țară.